Salut și bine te-am regăsit la un nou episod din lecțiile lui Marian. Astăzi, pentru că milioane mi-au scris, vreau să răspund la următoarea întrebare, care și mie mi-a fost adresată, repet, de milioane de ori. De ce ne mint vitezometrele? Stai liniștit, nu este o eroare intenționată a producătorilor ca să potolească vitezomanii sau vezi, Doamne, să te scape pe tine de bonuri fiscale ale poliției rutiere. Vitezomanii sunt oricum foarte ocupați să meargă pe banda de urgență, doar pentru că pot. Într-adevăr însă, toate vitezometrele îți arată o viteză mai mare decât cea măsurată prin GPS. Dar asta se întâmplă cu o explicație foarte bună. În primul rând, trebuie să știi că există o reglementare, cel puțin la nivel european, care obligă producătorii ca mașinile pe care ei le vând să nu arate o viteză mai mică în bord decât cea reală. Sunt acceptate abateri și de 10% în unele cazuri. Așadar, e mai sigur pentru ei să mute eroarea în partea cealaltă decât să te trezești cu o amendă pentru depășirea vitezei, că tu aveai 40 de km pe oră la vitezometru în zonă de 50 și de fapt tu mergeai cu 52 de km pe oră. Deși să zicem că ai un set standard de anvelope gen 195x50x15, anvelopele nu au mereu același diametru, presiunea crește sau coboară, anvelopele se tocesc și dispare din stratul acela de contact și asta le face diametrul și mai mic. Așadar, producătorii iau în calcul toate aceste lucruri atunci când calibrează senzorii. Hai să facem niște calcule, pornind de la dimensiunea pe care am spus-o mai devreme și calculăm cu o abatere de 8%. Viteza reală la 50 de km pe oră o să ai afișat în ceas 46, iar la 130 avem 120 de km pe oră. Dacă pui jante de 14 în loc de 15, la 50 de km pe oră o să ai 44, iar la 130, 114 km pe oră. Dacă pui jante mai mari de 16 inci, eroarea devine mai mică, dar viteza afișată va fi tot mai mică decât cea reală. Abaterea scade la 4%. Abia cu jante de 17 inci, viteza din GPS va fi aproape de cea din bord. Dacă pui însă roți de 18 inci, vitezometrul va arăta mai puțin decât ce spune GPS-ul. Și abia de aici este periculos. Din păcate, această abatere rămâne valabilă și pentru kilometraj. Dacă ai mers 1000 de kilometri, la 8%, cum am spus mai devreme, în realitate ai parcurs doar 920 de kilometri. Așadar, și revizia o să o faci mai devreme. Iar dacă samsarii dau kilometrajul înapoi, stai liniștit, nu fac asta ca să te fraierească, ci ca să calibreze kilometrajul. Senzorii de viteză sunt electronici și sunt montați pe cutia de viteză. Ei trimit niște impulsuri care sunt corelate cu viteza de rotație a planetarelor. Asta este cel mai simplu sistem găsit pe cele mai multe mașini. Niște matematică pe acolo și așa ți este afișată viteza. Din păcate, nu putem face ca mașinile să arate în bord viteza din GPS. Va exista tot timpul o întârziere semnificativă, iar semnalul nu e mereu la fel de puternic sau uneori lipsește cu totalitate, dacă intri într-un pasaj, de exemplu. Așadar, cel mai sfânt este să verificăm constant mașina și să nu montăm roți mai mari sau mai mici decât cele trecute în talon. Așadar, această abatere nu e dată de incompetența producătorilor, ci de faptul că vor să fie siguri și să respecte reglementările în vigoare. Repet, iau în calcul atât uzura anvelopelor, cât și presiunea, dar și dimensiunile jantelor, care trebuie să fie încadrate în ceea ce recomandă producătorii. Dacă ți-a plăcut acest video, lasă-ne mai jos în comentarii alte întrebări și răspund la ele într-un material viitor. Și apasă și butonul de like, subscribe dacă n-ai făcut-o deja și foarte important, apasă pe clopoțel ca să nu ratezi niciun video, nici cele pe care le urcăm. Numai bine!